Oh, te-ai murdărit complet! Îl cumpăr pe ăsta! Sigur! Vă costă $1000! Poftim? Am înțeles! Stai să... Oh, oh, doamne! Am doar mărunți! O să primesc un telefon nou! Nu-i așa, mama? Stai puțin! Poftim! Ia astea! Par autentice! S-a făcut! Pentru tine, fetița mea minunată! Wow! Mersi, mami! Îmi place telefonul meu nou! Doamne! Nu! Telefonul meu! Telefonul meu nou e distrus! Scumpa mea! Ups! O să plângă! Ok, scumpa mea, calmează-te! Știu! În regulă, sunt gata de o porție de artizanat! Mami, ce faci acolo? Fii atentă la proiectul ăsta DIY, boiule! Pun cartonul pe o suprafață plană și avem nevoie de o forfecă pentru a tăia modelul! Voila! Acum o să asamblez! O să lipesc aceste bucăți de carton! Aveți grijă cu lipiciul fierbinte, copii! Frumos! Acum o să lipesc pe laterală banda asta de carton. Asigurați-vă că se lipește foarte bine. Apoi puneți deasupra cealaltă bucată. Fix așa. Poate avea chiar forma personajului tău preferat. Apoi vom folosi balamaua asta mică pentru a prinde cele două părți. Ești atentă, Rachel? Uite! Se închide și se deschide. Tare, nu-i așa? Wow! Dă-mi-l, dă-mi-l, mami, dă-mi-l! Nu, nu, nu! Încă nu e gata! Asta e foarte distractivă! Coloratul! Vom folosi alb pe post de culoare de bază! Parcă m-aș mafia! Puiul meu, Rachel, iubește culorile vii și drăguțe! Sunt sigură că o cunoașteți pe această pisicuță celebră! E aproape gata! Adăugați câteva sticăre drăguțe! Păi nu-i plac! Nu uitați nici de partea interioară! Fundița frumoasă a lui Kitty! Și, evident, ecranul lui Kitty! Cu cât avem mai multe fundițe, cu atât e mai bine! Rachel, scumpa mea! Acum e gata! Noul tău telefon! Uite ce drăguț e! Îți place? Wow! Trebuie să-l testez! Alo? Cine ar putea fi? Bună! Cine e? Hei, mami! Eu sunt! Îmi place mult noul meu telefon! Fetița mea scumpă! Acum am treabă! Mami! Mami! Da, puiule? Am nevoie de mai multă hârtie! Ok! Îți mai dau câteva foi! Poftim! Mersi, mami! Ok! Mami! Ce e? Mai vreau hârtie, mama! Așa repede! Ok! Îți mai dau niște hârtie! Mai multă? În regulă! S-a terminat? Nu mai avem hârtie, scumpo! Nu e corect! Am o idee! E cea mai frumoasă floare din toate timpurile! Gata! Nu mai am loc! Da! O să desenez peste poza asta cu noi ca să fie frumoasă ca florile! Ce distractiv e! Am terminat! Mami, uite! Da, scumpa mea? Ce naib? Ești drăguță, mami! Rachel, copilul ăsta! Trebuie să o țin ocupată cumva! Micuța și adorabila mea artistă are nevoie de ceva pentru a-și canaliza creativitatea. Iar mami trebuie să țină pasul cu asta. Provocare acceptată. Hai să creăm o pânză goală pentru imaginația puiului meu. Frumos. Nu-mi vine să cred cât de repede a crescut. Acum voi desena câteva contururi de animale. Trebuie să fie suficient de mari, astfel încât să aibă loc pentru mai multe culori. Poate o să fac și câteva linii curbe. Îi plac provocările ca mamei sale. Ce drăguțe sunt! Acum am nevoie de scociul ăsta mare și transparent! E timpul pentru atingerea magică! Da! Îți promit că această carte de colorat e mai magică decât un unicorn! Trebuie să te asiguri că nu rămân bule de aer, ok? Apoi împăturește-o în trei! Rachel! Uite cum colorează mami imaginea! Colorez o singură zonă odată și nu depășesc conturul! În plus, poți șterge culoarea cu un burete! Ce bine arată! Vreau să încerc și eu! Aș vrea ca mami să-mi cumpere un unicorn! Acum m-am plictisit! Jucăria lui tati! Întotdeauna mi-am dorit să mă joc cu ea! Știu ce trebuie să fac!
mai e de data asta? Oh! Mami! Ce s-a întâmplat, puiule? Vreau să fac puzzle-ul lui tati, dar oh, nu pot! Oh, scumpo! Asta nu e pentru tine! Joacă-te cu puzzle-ul tău cu creaturi marine! E perfect pentru tine! Creaturi marine? Ok, o să încerc! Asta e... ce e asta? Ce penibile! Ar trebui să o țină ocupată pentru ceva timp! Mami! E plictisitor! Vai de mine! Nu-mi place! Oh, iar e supărată! Oh! Mami trebuie să o calmeze! Hai să aflăm ce vrea! Ce mai e? M-am plictisit! Vreau un puzzle! Oh, doamne! În regulă, ia să vedem! Oh, nimic util! Oh, am o idee genială! Evident, am mereu prin casă niște carton! O să rotunjesc fiecare dintre colțurile pătrate cu foarfeca! Dai doar un pic fix așa! Gata! Folosesc o riglă și un stilou pentru a trasa câteva linii pe carton și a crea un tabel! Oh, arată bine! Numerotez cele 9 pătrate din centru! Și... bum! Un element surpriză! O fereastră pătrată și specială! O să-i placă lui Rachel dacă e roz! O întorc invers și pun puțin lipici pe ramă! Trebuie acoperită complet! Acum lipesc rama de altă bucată de carton! Prima parte e gata! Acum avem nevoie de un desen interesant! Oh, salutare, Pikachu! Mai întâi, hai să-l colorăm! Pikachu va deveni un puzzle acum! Iau cartonul numerotat! O să-i lipesc desenul cu Pikachu pe partea din spate! Dar mai întâi dau cu lipici cartonul astfel încât să fie acoperit complet și lipesc cu grijă desenul cu Pikachu pe carton! Oh, Pikachu e la fel de drăguț ca și Kitty! Ura! Avem toate piesele din puzzle! E timpul să le asamblăm în cadru! Vezi? E gata! Puzzle-ul e gata! Oh, stai! Orice puzzle trebuie să fie amestecat, nu? Vreau un puzzle, mami! Uite! Ți-am făcut un puzzle! Să-l încoace! Oh, Pikachu! Oh, acum mă pot relaxa! Oh, unde e? Rachel? Oh, nu! Unde s-a dus? Oh, ce-ai făcut? Oh, doamne! Mobila mea! Ha, mami, vrei ciocolată? Oh, nu! M-am săturat! Mă duc în vacanță! Pa, pa! Rachel, Rachel, Rachel! Unde e mami? Nu te îngrijora! Se întoarce în curând! Hai să te spălăm! O acadea? Întotdeauna vei fi fata mea! Mersi, tata! Oh, ce-i asta? O acadea pe jumătate mâncată? Încă are salivă pe ea! Oh, Rachel! A lăsat una și aici? Nu e ok! Stai puțin! Câte sunt acolo? Inacceptabil! Zici că e un cimitir de acadele aici! Rachel? M-am săturat de căpșune! Vine una nouă! Pleacă cea veche! Nu mai suport! Gata! Rachel? Ce? Căpșune! Gustoasă, dar locul ei e la gunoi! La fel ca toate astea! Rachel? Trebuie să vorbim! Baloane! O secundă! Acum o să-ți ții bine acadelele! Pentru că nu vei avea de ales! Hei, a fost ușor! M-am săturat de ea! A fost floare la ureche! Oh, acadeo! Am prins-o! Stai puțin, cât de puternice sunt baloanele astea? Tată, zbori! Rachel, un pic de ajutor! Te ajut eu, tati! Prinde! Rachel! Prinde! Ținta ta e groaznică! Prinde! Frate! Hei, pot să folosesc chestia asta? Mișto, nu? O folosesc pe asta! Maxman, să ai un zbor plăcut, micuțo! Du-te! Ouch! Rachel! Mersi, Rachel! Doamne! Oh, nu!
Hei, cine ești tu? Rachel? Nuanța asta de roșie e tare drăguță! Fardurile mamei sunt super frumoase! Oare ăsta e gustosă? Rachel, nu mânca rujul ăla! Nu e mâncare! Nu o face! Dă-mi ăla! Dar tată! Rachel, nu! Nu e bun pentru tine! Dar tot ne putem distra! Ne trebuie niște ciocolată roz! Topită, evident! Lasă căldura aia să lucreze! Și uite așa, avem ciocolată topită! Repede, o turnăm până se întărește! Se va întări în recipient! Seamănă cu rujul, vezi? E pentru tine! Oh, wow! Miroase bine! Are gust de ciocolată! Mersi, tată! Pot să scriu cu viteza fulgerului! Uite-te la degetele mele! Stai, ce s-a întâmplat? Am pierdut? Vreau să înceapă iar! Tată! Scumpo, ce s-a întâmplat, Rachel? Tată! Rachel, de ce plângi? Computerul meu e stricat! Pot să-l repar? Stai să văd! Poți să-l repari? Da, normal! Trebuie să investighez puțin! Poate dacă trag chestia asta aici? Da, pare ok! Hai, tată, hai! Bine, frate! Coșul ăsta pare a fi un loc bun! Intră acolo! Arată bine! Ups! Hei, unde mi-a dispărut calculatorul? Tată? Știi ceva? Acum ai o fică supărată! Nu te voi ierta niciodată pentru asta! Rachel, poți să te joci cu ăsta, vezi? Ce e aparatul ăsta vechi? Ciudat! Distrează-te! Da, sunt un tată isteț! Chestia asta are internet? E ca un papit! O să fie distractiv! Sunt super rapidă și pe chestia asta! Pe mâine dimineață aparat și cu numere! E timpul să mă culc! Vise plăcute! Nu pot să dorm! Salteaua asta e umplută cu fân? E ca și cum aș dormi pe carton! Nu merge! Sunt super frustrată! Ajută! Rachel, foiule! Sunt aici! Ce s-a întâmplat, ursulețule? Te ajut eu! Scumpo, cum te facem să dormi? De fapt, vreau să-mi citești o poveste! O vrei pe asta? E o vechitură! Am ceva mai bun! Am nevoie de câteva lucruri! Hei, chestia aia pute! Rachel, stai puțin! Ce faci? Tată? Bună! Ai nevoie de ajutor ca să dormi, nu? Am o poveste împuțită pentru tine! Vino încoace, îmbrățișează-ne! Miroase a moarte! Funcționează de minune! Bravo! Mulțumesc! Gata! Noapte bună! Somnușor! Ne vedem mâine dimineață! Ce s-a întâmplat? Unde sunt păpușile din șase de împuțite? Acum e rândul meu să spun povești! Ce? Unde e mama mea? Unde e tatăl meu? Suntem aici, dragă! Dă-ne un pupic! Promitem să nu te mușcăm! Nu! Plecați de aici! Ajutor! Rachel! Tot nu poți să dormi? Vrei să vezi un film? Să mergem! Mi-e dor de mami! O să se întoarcă vreodată! Stai liniștită! Rezolvi o problemă! Noapte bună, tati! Mie și mie cam somn! Bună! E cineva acasă? M-am întors din vacanță! Cine a făcut curat aici? E praf? Incredibil! Ar trebui să plec mai des! Iubito, te-ai întors! Mami, tu ești! Mi-a fost atât de dor și de mie. Voi! Acum e rândul meu să plec în vacanță! Nu am nevoie de chestiile astea! Da!
Ce l-a apucat pe tata? Sunt liber acum! Băieți, sunteți gata să petrecem? Wow! Cred că-l văd pe Nemo aici! Misiune îndeplinită! Ce? Hei, frate, nu uita de mine! Sigur! Wow! Tu ești Aquaman al meu, iar eu sunt mera ta! Dar fără proces! Ha! Vreau o petrecere la piscină! Și eu! Dar fiecare pe partea lui! Bine, hai să vedem cine e mai tare! Ce dilemă prostească! Sigur eu o să fiu! Nu mi-aș pune mari speranțe în petrecerea ta! Poate mă fac instructor de scuba diving după petrecerea asta! Da! Hai să vă arăt inventarul meu! Priviți ce voi meșteri acum! Avem nevoie de două coliere de plastic pentru asta! E ca și cum ai băga ață pe ac, dar un pic mai ușor! Acum punem colierele de plastic în jurul baghetelor pentru piscină! Acum nu mai există scăpare! Aproape gata! Wow! Cool! E ca și cum aș fi creat un curcubeu! Wow! Ce? Salut, frate! Nu e suficient spațiu pentru amândoi, Jack? Foarte amuzant, surioară! Acum îți arăt eu! Ha, tare! Mă simt ca un moș Crăciun estival, cu un sac plin cu surprize! E timpul să-ți iau răsuflarea! Editor, fă un timelapse din asta! Mersi! Sunt puțin amețit! Ha! Iar acum detaliul final! Pune puțin scotch! Vrem să fie cât mai stabil posibil! Viața e frumoasă! Ce spui de iahtul meu, amatoare? Regret să-ți potolesc entuziasmul, dar am văzut chestii mai tari. Da? Unde? În visele tale? Visele mele sunt mult mai sălbatice. Aseară eram un unicorn, iar tu erai un măgar. Ochii mei! Am o idee care o să mă protejeze perfect. Tot ce ne trebuie e masca asta de scufundat și niște pietricele colorate. Da! Wow! Ce? Ce a fost asta? Nu contează. Ok, acționăm cu pistolul de lipit. Să punem pietrele. Perfect! Wow, e strălucitoare ca mine! Să mergem într-o aventură chiar acum. Nimeni nu mă va găsi aici. Ce? Hei, surioară, îmi lucrez un pic mușchii. Bună! Tipul ăsta se crede regele Atlantidei. O nucă de cocos roz. Ce ziceți de un truc magic? Wow! Acum următoarea etapă a planului meu grandios. Le legăm împreună. Wow, arată drăguț! Realizez gravitatea situației. O să-l întreg pe tipul ăsta. Ok, am aruncat ancora. Regatul ăsta subacvatic e al meu. Uite ce cool și elegant e. Poți timp să atingi iarba și să te bucuri de viață. Mi-e puțin sete. Oh, exact ce aveam nevoie. Și una pentru băieți. Oh, e urgență. A fost un dezastru. Oh, ce e aia? Vai, uite-te la fata asta. Se crede așa deșteaptă. Poate că e cool, dar eu sunt mult mai cool. Hai să vedem. Am nevoie de ceva mai bun. Ce avem noi aici? Da, cu siguranță o să funcționeze. Oh, du-te în jos! Ah, ce chestie încăpățânată! Cu cotul! Oh, nu! Nu e corect! Ce e în neregulă cu balonul ăsta? Ce pui la cale? Am o idee! Dacă vrei, poți să umpli și un balon. Dar nu vă umflați prea tare în pene dacă știți trucul ăsta? Ok, e timpul pentru basket. Steph Curry, nu ești mai tare ca mine. Ui, ce cool e! Aplauze pentru mine! Uite, e ușor! Trebuie să încerc și eu asta! Băzea! Vezi că vin! E ca o școală! Adică o școală de pești colorați! Nu clădirea plictisitoare unde ești forțat să faci mate și alte chestii! Nu-i așa că e cool? Nu-mi răspundeți!
Sunt mai bun la trucuri, dar nu te înroși de furie. Serios? Apropo de a te înroși, despre ce tot vorbești? Soarele strălucește, nu ca tine? De soarele strălucește. Îți arăt eu, fetițo. Te super dacă iau o bucată din asta? Mă gândeam eu. Acum trebuie să facem niște găuri, la fel cum ea face mișto de mine. Da, uite așa. Acum repetăm procedura. Știți ce vreau să fac? Trecem ochelarii prin ele. Perfect. Hai să vedem ce a ieșit. Acum fața mea e în siguranță. Hei, Timmy! Timmy! Asta e rogojina mea preferată! Ce? Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Da! E timpul să-mi fac gustările să plătească. Cum spunea un clop la o petrecere, cu toții plutim aici. Da! Drăguț! Poți să... Nu! Auci! Asta e partea mea! Atunci o să mă distrez cu prietenii mei. Dar mai întâi trebuie să-i creez. Super! Wow! Să-i facem niște trăsături tipului ăsteia. Acum e o petrecere plină de viață. Drăguți. Soarele e arzător. Mi-ar prinde bine puțină umbră. Wow, e un miracol. Ce e asta? Pot să intru și eu? E pe partea mea, ce păcat. Și acum TikTok. Hei, prieteni, asta e piscina mea privată. Toată e doar pentru mine și nimeni altcineva. Pot să fac ceva mai bun de atât. Privește-mă, surioară, privește-mă. Vom avea nevoie de chestiile astea mari. Și de niște scoci. Mult scoci. Faceți un cerc aici pentru a le ține împreună. Acum e timpul să le umplem. Să curgă apa. Simt că lipsește ceva. Ei bine, câteodată răspunsul te lovește fix în moalele capului. Ok, hai să o punem deasupra. Bine! Cum să avem un tobogan cu apă fără apă? Sunt așa încântat de asta. Să-i dăm drumul! Timmy! Părul meu! Iarăși! Stai să iau asta! Bingo! Exact ce am nevoie! Auci! Timmy! Îmi strică TikTok-urile din 2016! Scuze, Emily! Exact! Apa o să ajute! O fi un avion? Au trecut cam 30 de minute! Ce? Tare! Sunt pregătit pentru aventură! Bombă! Ok. Nu fac o treabă foarte bună. Muncește eficient, nu din greu. Acum tai sticla pe mijloc, cu grijă. Iar acum e timpul să încingem lucrurile. Punem niște scoci pentru siguranță. Nu vrem să se desprindă. Și urmărim cum se întâmplă magia. Iată! Sunt un geniu! O să-i fac o super farsă din Okay. Bunăția. Hei, Timmy, poți să mă ajuți? Ține asta, iar eu o să sar prin el! Timmy, ești ok? Totul e în regulă? Uite în ce m-am băgat! Cum o să mai ies eu de aici? Rezistă! Te salvez eu! Auci! Ești ok? Da! Mulțumesc! Să mergem! Eu sunt atotputernicul Thor! Ești! Și eu un Ragnarok la picioarele mele! E așa cald aici! Trebuie să fac ceva! Nu! Avem un cod roșu! Auci! Micul dejun e servit!
Bună, Emily! Vreau să-ți... fixez un bandaj pe rană! Așa e mai bine! Ai grijă data viitoare, bine? Mersi! Prințul meu întunecat! E atât de drăguț! Concurs de Halloween! Ar trebui să mă înscriu la concursul de Halloween ca să-l impresionez! Oh, aproape am uitat să închid ușa! Simțurile mele de vampir se activează! Vin! Sunt încă întreagă? Ești ok? Da! Vino aici! Trebuie să plec! Mersi! Arată atât de bine! Prințul meu palid e aici! Hei! Bună, Timmy! Bună! Ce este? E doar suc de roșii! Încearcă! Suc de roșii! Stai să te ajut! Asta a fost un gest călduros, mersi. E foarte frig astăzi. Trebuie să plec. Ce ciudat. E timpul să punem lucrurile cap la cap. Hai să elucidăm misterul. Cel mai tare detectiv din lume. Nu e tipul cu lilieci, ci eu. Cine este el? Bea sânge. E rece la atingere. Super putere. Ochi roșii. Super viteză? Hai să vedem ce înseamnă asta! Ok, ok! Știu! E vampir! Trebuie să fac ceva! L-am luat! Sunt cu ochii pe ceva! Ceva ce începe Școală. Cu litera V! A fost o aterizare atât de lină. Nu mai spune. Aduc cărțile vechi la bibliotecă. Mă simt de parcă cineva ne urmărește. Eu sunt doar o plantă. Să mergem. Trebuie să continui. Iarăși școala. Mi-e atât de foame. Și mie. E cineva aici? Ce e? Vino la mama! Acum! Nu! Tu, trădătorule! Stai aici! Nu atinge! Bine, data viitoare, tu! Emily! Atinge! Emily, oprește-te! Eu te iubesc, dar sunt vampir. Știam, dar... sunt pregătită. Ești sigură? Da. E posibil să usture puțin. Ce faceți voi aici? Nimic! Nu contează, veniți la petrecerea mea. Ok. Sigur, ciudați.